cred că este cea mai provocatoare campanie pe care o facem noi și pasul cel mai mare a fost făcut de fapt în momentul în care am decis să realizăm acest spot în contextul pandemiei, să ne deplasăm întreaga echipă către Roma. Și după ce am văzut că s-a putut și a ieșit atât de bine, atât de frumos, cred că evenimentul acesta a venit firesc, s-a legat foarte frumos. Cel mai dificil lucru este să-i faci pe oameni să vadă ca tine. Nimic nu-i nou și la fiecare proiect inevitabil să apare ceva nou. Această cameră de prim plan. Și ecran, da, nu? Da. Corect. Și atunci ăla cred că trebuie centrat. Deci ăsta e ecranul, da? Ăsta e ecranul. E bine, punct de aur, punct de aur, punct de aur, punct de aur. Corect. De când am ridicat fruntea din pătuțul de copil, m-am învârtit întotdeauna în jurul camerei, ba în fața, ba în spatele ei. E un drum lung și frumos pe care l-am parcurs de colo-colo și uite, astăzi, partea elaltă a tehnologiei, ne înghesuim într-un cub verde pe care toată lumea din partea cealaltă a ecranului vede ca fiind un decor incredibil și fantastic și saltul tehnologic e uriaș. În momentul de față mi se pare că doar imaginația e o barieră. Oriunde îți vine ideea, tehnologia asta poate să facă. 4, 3, 2, 1, bună ziua, sunt Andreea Breclanu. Bine ați venit în universul Gerovital Evolution. Bună, Andreea! Bine ai revenit în universul Gerovital Evolution. Mulțumesc, bine v-am găsit, v-am regăsit, pentru că voi echipa de la Gerovital m-am văzut acum câteva luni. Uite că tehnologia nu doar că ne-a ajutat să scurtăm distanța dintre noi, dar ne-a și transpus în lumea creată pentru spotul pe care l-ai filmat pentru Gerovital Evolution. Pentru mine a fost într-adevăr o premieră, o experiență extraordinară. Îi mulțumesc lui Catrinel și dumneavoastră, jurnaliști români și străini, italieni. O zi frumoasă tuturor în continuare. Toate cele bune! 3, 2, 1, 4! Eu m-am simțit ca peștele în apă, alături de echipa brandului Gerovital, să facem această producție care a ieșit foarte bine. Și mă bucur foarte mult pentru mine că a ieșit bine, dar mă bucur în primul rând pentru voi. Eu vă